Bună ziua! Continuăm seria interviurilor video Puterea știrilor. Alături de mine astăzi, în studioul nostru, este domnul Dan Mihalachi, ambasadorul României în Cipru. Bună ziua, domnule ambasador, și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Celor care urmăresc PS News și iată aceste ediții video a agenției dumneavoastră. Domnule ambasador, ați surprins, să spun așa, opinia publică zilele trecute când ați declarat că românii ar trebui să se cam descurce singuri în scandalul zborurilor anulate de Blue Air, pentru că, citez, statul nu este dator să-i ajute într-o chestiune privată. Unii au spus că ați fost lipsit de empatie. Ce le răspundeți? Bun, eu, dacă vă amintiți foarte bine în cariera mea, am acest talent de a face declarații care sunt apreciate de o parte a publicului, dar contestate de altă parte, tocmai pentru că eu cred că la un moment dat, dincolo de declarațiile pe care le facem, de conivență, care să dea bine, să sune bine, anumite lucruri trebuie spuse pe un ton ceva mai apăsat, chiar dacă ele, iată, generează controversă, opinii pro și contra. Până la urmă, ceea ce am spus legat de Blue Air, de oamenii care trebuie să învețe să se descurce singuri și de responsabilitatea statului, e o chestiune de principiu și nu am a retracta sau regreta această declarație. Sigur că asta voiam să vă întreb, dacă regretați cumva că ați făcut. Sigur că ea a fost cumva decupată dintr-un context mai larg, în care am explicat că, cel puțin în situația pe care am gestionat-o în Republica Cipru, noi am organizat un zbor de repatriere cu 89 de participanți, un zbor pus la dispoziție de Tarom, dar gestionat de către personalul secției consulare. Inițial erau înscriși aproximativ 90-100 de solicitanți, care s-au retras și până la urmă în avion s-au urcat 89. Deci, în acest punct de vedere, noi ne-am făcut datoria. După aceea însă au început să curgă diverse telefoane care să ne întrebe când mai e un zbor de repatriere. Pe 23, pe 26, iată astăzi, nici măcar nu, deci e vorba de date care și de azi înainte operează în viitor. Și de aceea eu cred că, dincolo de speța în sine a companiei Blue Air, care sigur poate fi discutată la modul de la modul de gestionare de către companie la modul de gestionare a statului, e nevoie ca să fixăm atitudini de principiu și să încercăm, chiar dacă nu suntem populari, să și educăm sau cetățenii să stabilim parametrii unei relații corecte între ceea ce înseamnă responsabilitatea statului, pe de-o parte, iar pe de altă parte, drepturile cetățenilor. Pentru că, din vari motive, multe de ordin politic, noi suntem tentați ca întotdeauna să mergem spre atitudini extreme. Să spunem că orice îi se întâmplă unui cetățean român cade în responsabilitatea statului. Eu am o lungă experiență a gestiunii relațiilor și cu diaspora, și aici e o discuție separată de purtat, și cu cetățenii aflați în dificultate. Ei, uneori, românii noștri trebuie să învețe că sunt lucruri care cad în răspunderea statului și lucruri care le revin lor personal. De pildă, dacă
pierd un avion. Nu este răspunderea, am avut asemenea situații la Londra, nu e răspunderea consulatului să se îngrijească de faptul că avionul respectiv a plecat, a decolat sau nu din rațiuni meteorologice. Alte situații în care oamenii, sigur, apelează la consulate, în principal, pentru chestiuni care trebuie să învețe să le gestioneze singuri. Există asigurări de concediu, există relații și drepturi pe care fiecare cetățean le are în raport cu compania respectivă, cu agenția de turism respectivă. Știți de pildă că în cazul transportului aerian e o anumită sumă care trebuie returnată dacă un zbor nu se reia într-un anumit interval orar. Deci, mă întorc, poate a sunat lipsit de empatie, cum au spus foarte mulți oameni, dar, pe de altă parte, cred că din când în când trebuie să fixăm o atitudine de principiu, pentru că chiar dacă nu e populară. E, aici ne lovim de politică și ne lovim de dorința de popularitate în rândul diasporei, în rândul celor care călătoresc, dar mai ales în rândul diasporei. Avem de pildă, ca să mai fac o declarație controversată, exact. O chestiune de care toată lumea e de acord că a fost o greșeală, dar din rațiuni de popularitate politică nimeni nu are curajul să abordeze frontal această chestiune. E vorba de desființarea taxelor pentru serviciile consulare undeva la, dacă mă amintesc foarte bine, în anul 2016, când lumea era într-o anumită efervescență electorală. Au fost desființate aceste taxe, statul a pierdut foarte mulți bani. Eu vă dau exemplu misiunii diplomatice de la Londra, care avea în anul precedent încasări de 2,3 milioane de lire sterline din taxele consulare și care în următorul an a avut doar 200 sau 250 de mii de lire sterline încasări, deci o pierdere de aproximativ 2 milioane de lire la nivelul strict al serviciilor consulare prestate în Marea Britanie și care, deci acest exemplu ne arată că s-au pierdut pe de-o parte foarte mulți bani, pe de altă parte pretențiile au rămas aceleași. S-a creat un dezechilibru între cetățenii din diaspora, cei care nu plătesc pentru procuri, certificate, etc., și cetățenii din țară care plătesc la notariatele de aici dacă au nevoie de același tip de documente, și situația a rămas la fel. Pretențiile diasporei în raport cu serviciile consulare au crescut, mai ales și în contextul pandemiei, care a obligat foarte mulți oameni. Deși serviciile sunt gratis. Și atunci, pe de-o parte, e această gratuitate introdusă din considerente electorale și, pe de altă parte, creșterea unor pretenții care însă nu sunt susținute și de plată. Deci oamenii trebuie să înțeleagă până la urmă că dacă vor un document cu anumită celeritate, rapiditate, trebuie să plătească o taxă. Că asta este până la urmă. A fost o decizie neinspirată? Eu cred, și foarte mulți dintre colegi cred, că această decizie a fost neinspirată. Pe de altă parte, factorul de decizie politică
evită această discuție din considerente electorale. Deci, cumva, relația dintre stat și zona de diaspora se construiește prost dintr-un unghi strict electoral, pentru că e vorba de un număr de voturi pe care partidele doresc să-l cucerească sau cel puțin să nu-l piardă și de aceea evită orice fel de discuție asupra unui subiect care până la urmă ține de filozofia de organizare a statului. Deci ca să nu piardă voturi la alegeri, că acolo ajungem. Simplificat, ca să nu se piardă voturi, nu s-a demonstrat că cei care au inițiat această decizie ar fi câștigat voturi, dar ea a rămas și nimeni nu se atinge de ea ca și cum ar fi un subiect tabu, deși toți cei care lucrează în sistemele consulare și care sunt supuși unei presiuni aproape zilnice pentru servicii consulare, care au crescut ca volum, pentru servicii foarte rapide, pentru că românul ce se întâmplă? El își aduce aminte că are nevoie de pașaport mâine și vrea diseară să fie gata. Vrea diseară să fie gata, dar când ne uităm în urmă, pașaportul i-a expirat acum 5 ani. Da, poi mine are o problemă. Deci avea 5 ani la dispoziție să obțină un pașaport. Mă rog, deci eu totuși sper că în această perioadă, care e una mai calmă din punct de vedere al secvențialității alegerilor, o asemenea discuție rațională să fie inițiată și organizată și să ne conducă la soluții care să poată să așeze relația dintre stat și diaspora în parametrii unei normalități. Revenirea la taxele consulare ar fi o soluție? Eu nu spun că taxele consulare trebuie neapărat reintroduse în forma în care au existat. Dar un anumit sistem de taxare mi se pare echitabil și din punct de vedere al raportului dintre românii care domiciliază în străinătate și românii care domiciliază în țară. Nu e normal ca în țară să plătești pentru aceste servicii și în străinătate nu, decât cel mult în situații limită care țin de evenimente foarte grave și presante. Dar faptul că tu ți-aduci aminte că ai o casă de vândut nu știu unde și vrei o procură și o vrei gratuit, procură pe care în România o plătești, nu e în regulă. Ați avut o discuție cu ministrul de externe pe tema aceasta? Am avut multe discuții și nu doar cu ministrul de externe, însă există o anumită reținere în a aborda acest subiect, deși, repet, foarte mulți dintre colegi sunt de acord. Deci revenim la factorul politic, domnule ambasador, că acolo este cheia să înțelegem tuturor deciziilor. Trebuie factorul... să recunoaștem, diaspora a adus voturi în țară. De multe ori, votul diasporei a cântărit și cântărește foarte mult. Sigur că da, dar factorul politic nu poate guverna o țară exclusiv prin electoralism. Nu toate măsurile pot fi ghidate de considerente electorale. Parte din politicile care se fac în administrație sau marea lor majoritate ar trebui să fie ghidate de o viziune asupra organizării unei țări normale. Domnule ambasador, cum arată? În contextul, discuția noastră a început într-un anumit context, în contextul în care o țară normală nu neapărat răspunde pentru falimentul unei companii aeriene, decât dacă există o vinovăție a statului. Lufthansa a anulat 800 de zboruri cred că cu o săptămână înainte a crizei Blue Air și nu ați văzut atâta agitație la nivelul autorităților pe această temă. În speța Blue Air, pe cine vedeți vinovat? E foarte
greu să stabilesc, să am o perspectivă asupra acestui subiect, pentru că nu cunosc toate detaliile. Înțeleg și știm cu toții că această criză a Blue Air era cunoscută de ceva vreme. Ca atare, statul care avea Blue Air sub un anumit proces de supraveghere, care deriva din faptul că s-a acordat un ajutor de stat de o valoare destul de mare în trecut, ar fi trebuit să organizeze un fel de phase-out, de diminuare treptată a numărului de curse și de prevenire a publicului, astfel încât să nu se ajungă la o întrerupere a zborurilor de la o zi la alta. Aici văd o anumită vinovăție la nivelul celor care erau din partea statului în bordul Blue Air. În rest, sunt detalii pe care nu le cunosc. Și cunoșteau situația cu mult timp înainte. Da. Și cumva totuși pentru că Blue Air era legată de stat. Dar putea să fie o companie privată fără nicio legătură cu statul și atunci s-a fi putut să se întâmple același lucru. Deci la nivelul operatorilor aerieni există un anumit proces de monitorizare. Dar știți că au apărut așa diverse teorii pe piața scenariilor legate de Blue Air, iar una dintre ele este aceea că ar fi fost favorizată sau s-ar fi dorit favorizarea unei alte companii aeriene. E greu să comentez lucrurile acestea, probabil că viitorul ne va oferi mai multe răspunsuri. Cum vedeți diplomația în zilele acestea într-o lume aflată în conflict? Iată, avem război la granița României. Cum arată diplomația în această perioadă? E o întrebare destul de... un răspuns destul de complex. E limpede că ultimii ani și pandemia, așa cum războiul, au declanșat procese de schimbare ample și de reașezări ale întregului sistem internațional, pornind de la relațiile de putere și până la dreptul internațional ca instrument care formalizează juridic raporturile dintre state. E un turbion global care merge cu foarte, foarte mare viteză și care obligă la regândiri, noi strategii. Apar, iată, și în câmpul activității diplomatice factori care n-au existat până în momentul de față. E vorba de zona aceasta de atacuri cibernetice, dar e vorba și de amploarea campaniilor de informare și dezinformare, care n-au însoțit niciodată în istorie de o asemenea anvergură un conflict. Sunt lucruri care impun readaptări foarte rapide. Acum, în ceea ce privește România și rolul ei în sistemul internațional și rolul diplomației românești, eu cred că România și-a făcut datoria și a demonstrat că este un aliat de încredere, un partener de încredere pentru comunitatea euroatlantică, pentru Statele Unite și pentru Europa și, în general, pentru lumea valorilor democratice și de organizare liberală a societății. Pe de altă parte, iar diplomația în această perioadă și-a făcut datoria exemplar în acești parametri. Dar cred că trebuie să privim dincolo de acest moment către
schimbările care au loc în lume și către un univers care va veni, al cărui elemente îl putem intui, dar care nu-l cunoaștem încă, pentru că până la urmă cred că cei care vor înțelege cel mai bine sensurile acestei lumi viitoare vor avea și succes și vor reuși ca din acest context să suporte nu doar costurile crizelor, ci să extragă și beneficii, să vadă și partea de sau concentrându-se și asupra părții de oportunități. Eu cred din acest punct de vedere că la nivel guvernamental, la nivelul statului, avem nevoie de un proces de regândire a instrumentelor pe care le folosim. Cred că în momentul de față, odată această criză depășită, va trebui să gândim un sistem mult mai solid de proiectare a intereselor României în lume. Am sentimentul că deocamdată, repet, avem acest tronson diplomatic care merge excepțional, dar el e cumva deconectat de componenta economică și e oarecum deconectat și de componenta de diplomație culturală, diplomație de tip soft power și așa mai departe. Deci, cred că din acest punct de vedere va trebui să gândim un sistem în care diplomația și interesele economice ale României să fie mult mai bine articulate în instrumente puternice și comune pentru a vedea care sunt oportunitățile țării worldwide, peste tot în lume. Și a valorifica aceste oportunități. Apropo de valorificarea oportunităților, credeți că România ar trebui uneori să aibă o voce mai puternică? Bun, depinde. E un, mă rog, o chestiune un pic stereotipă. Nu vocea e neapărat lipsită de forță. Stridențele nu înseamnă neapărat putere. Stridențele vocale sau rolul de partener dificil nu se traduce în influență. Dar cred că trebuie să avem obiective mult mai ambițioase într-o lume care se mișcă foarte repede și în care România are niște aturi, unele care vin din istoria secolului trecut, altele care vin din capabilitățile noastre. Cumva trebuie să ieșim din... Și să le valorificăm. Să ieșim în lume mai mult. Exact. 4 minute. În urmă cu 10 ani, Cipru era destinația preferată a românilor care își căutau un loc de muncă în străinătate. Mai este valabil acest lucru astăzi în condițiile în care vedem că salariile din România au crescut destul de mult și au început să se apropie oarecum de cele din Cipru? Mai este Cipru o destinație preferată a românilor pentru un loc de muncă? Din punct de vedere al migrației economice, ca să mă exprim așa, n-aș mai enumera neapărat Cipru printre destinațiile preferate. Poate mai degrabă pentru muncitori sau roluri sezoniere pe timp de vară în zona de Horeca, deși există foarte mulți români care lucrează încă în sectoare, pentru cum ar fi construcțiile și într-adevăr, așa cum ați spus, nivelul de trai în Cipru sau
salarizarea, mă rog, veniturile în Cipru sunt comparabile cu veniturile pe care le poți obține în România, iar prețul, costul vieții este la fel foarte, foarte apropiat de costul vieții din România. Sigur, sunt și avantaje legate de faptul că e o destinație apropiată și relativ facilă și un climat, să spun așa, de viață mai prietenos datorită căldurii, mă rog, climei, zonei de litoral și așa mai departe. Dar nu mai simțim un flux al românilor. Din potrivă, partenerii ciprioți îmi propuneau la un moment dat să facem, cei de la Camera de Comerț și Industrie din Cipru, să facem un fel de târg de joburi, pentru că muncitorii români sunt căutați, mai ales cei cu aptitudini în acestea de buni meseriași. Dar iată că noi în România suntem într-un deficit de forță de muncă. Noi nu prea mai avem muncă. Deci iată că peisajul lumii se mișcă. Dar cum sunt văzuți românii în Cipru și ca turiști și ca muncitori? Bine. Eu aș spune bine. Muncitorii români sunt foarte apreciați, iar turiștii sunt cei care aduc venituri, dar comparativ cu alte state, nu avem un număr de turiști români chiar atât de mare. Suntem surclasați în mod clar ca număr de turiști de britanici, de ruși și de izraelieni și de greci. Domnule ambasador, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Eu vă aștept cu mare drag în studioul Puterea Știrilor. Iar pe voi, cei care ne priviți, vă invit să ne urmăriți în continuare, să ne dați un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube Puterea Știrilor.